Sistemul de scurgere a apelor pluviale învechit le dă mari bătăi de cap bălțenilor. Aceștia se plâng că chiar și după o mică ploiță pe străzile din oraș poți să mergi cu barca. Autoritățile recunosc gravitatea problemei, însă spun că nu au banii necesari în buget pentru a o înlătura. Chiar și pe drumurile recent reparate, apa curge la valea formând zeci de râulețe. Vam нравится вот это все? Особенно ехать на машине вот. Машины вот направо, налево обрызгивает тебя. Вот это мне не нравится. В кроссовках я не могла пройти. Ноги мокрые. Вот сейчас стою на улице под дождём, ноги мокрые. Мне надо прогуляться с ребёнком. Дороги вот переходить именно. Яма на яме, лужа, ну, думаю, что со временем изменится что-то. Ну, наверное, вовремя не делается ремонт. Я так думаю. Ну, власти, наверное, должны больше уделять внимания этому. Когда дожди грустно. Directorul întreprinderii municipale de RCD din Bălți, Sergei Juraveț, spune că pe unele porțiuni de drum din oraș Bălțile se formează din cauza sistemului învechit de canalizare. Atunci nu era planificat, totul a fost construit în vremuri sovietice. Nu era planificat așa un debit mare de apă. Și totul este vechi și să isprăvește. Noi întreținem cum putem, dar să schimbăm tot asta de miliarde de lei. Pentru reparația și întreținerea drumurilor din Bălți în acest an au fost alocate aproximativ 34 de milioane de lei.